ci în aplauzele noastre, Irina Ungureanu. Ce model! Wow! Bună seara! Te auzim foarte bine? E ok? Mai dansăm, mă! Dansăm puțin! Hai, dansăm! Căștile un pic ca să fii pe feeling-ul nostru! Da, da, una din ele! Wow! Hey! Come on! N-am inimă! Haide, haide! Oh, oh, oh! Mai dă-mi o șansă! Ok, bună seara, Irina. Ai, uite că nu te auzim. Dacă voi puțin mai aproape de microfon. Mă aud acum? Bine? Da, acum ești bine. Ai o voce foarte dulce, dar trebuie să fie și foarte sonoră, știi? Da. Irina vine din statele Stăuceniului, ca să înțelegeți. Așa da? De departe. Da. Cine e din Stăuceni să ne scrie aici pe chat? E cineva din Stăuceni care o știe pe Irina? Care Irina i-a făcut probleme vreodată? Poate i-a distrus viața, familia? Nu. Irina probleme nu face niciodată. Apropo, corect, pentru că probleme a făcut doar la radio. Ea vine de la radio, am înțeles, eu a lucrat la radio. Mi-aduc aminte acum. Am fost eu la tine invitată? Exact. 5-6 ani în urmă, wow! Pe când eram studentă. Și de atunci nu ne-am mai văzut. Dar nu te-ai schimbat deloc. Nu te-ai schimbat deloc. Era bine. Asta sigur că e bine. A rămas suplă, atât de suplă ca și... Ca în anii studenției. Da, are trup de model. Dar ce s-a schimbat în viața ta de atunci? Că au trecut 5-6 ani. Nu s-a schimbat practic nimic. Muzica acum a fost în viața mea, așa este și acum. Radio, cu părere de rău, nu mai este, pentru că doar în facultate am practicat această meserie. O da faliment, da? Așa? Așa e, cu părere. Ai plecat de rău. Tu și s-a terminat radio. Da, păi ea l-a sponsorizat. Așa și este, pentru că am plecat de la universitate și că am până acolo și-am mers radio de la facultate. Hai să vorbim la lume. Ce o să faci azi? Tu cânti, tu ai o piesă nouă lansată de 3 ani, da? Sau cât? Nu. Este o piesă lansată înainte de pandemie, dar... Așa. Pandemia a dat planurile peste cap și nu am mai putut să duc piesa la urechile oamenilor și am decis că acum trebuie să reiau această activitate și să prezint piesa mea la toată lumea, ca să ridicăm dispoziția să uităm de această pandemie urâtă. Apropo, ce ai făcut în pandemie? Oh, vai de mine! Ce ai făcut? Zi trei lucruri top, trei ce ai făcut tău. În pandemie. Ce ai făcut cu din corpul tău? Ca și toată lumea, stat acasă, am gătit, am făcut ordine. Și am pierdut timpul pe internet, ca toată lumea. Cei care zic că au stat acasă și au făcut sport, nu cred. Dar cred pe cei care au stat acasă și au făcut bani. Aduceți-o pe Camelia. Sunt și din aștia care au făcut bani? Da, păi sunt atâtea rețele, MLM-uri și network marketing. Cum nu? La noi în Republica Moldova nu se face bani, niciodată. La noi în Republica Moldova nu se fac giveaway-uri, la noi nu se dau automobile. La noi și nu nici se apartamente? Dau, și nici apartamente, nu se dau bani, la noi e liniște totală. Absolut. Inginera, poliția economică stă și se relaxează undeva în Malibu acum. Da? Ok, această piesă e scrisă de tine? Nu, piesa este compusă de Oleg Baraliuc, mastering totul făcut de dumnealui. Știu că el dacă se apucă, face tot, absolut. Am înțeles. Da, absolut tot. Adică dumnealui. Oleg s-a apucat de tine de la început până la sfârșit și a scos piesa asta. Exact, da. Îl invităm pe Andrei, dacă e cu noi, să vină să ne placeze camera. Andrușa! Da, pentru că chiar în acest moment, doamnelor și domnilor, la grupa Amici, e vorba de Irina Ungureanu. După ce o să cânti piesa, o să te invităm la microfon să spui mulțumiri cui vrei, da? Așadar, te invităm. Irina, prieteni, Irina din Stăuceni. Atrageți atenția cât de fulgerătoare este această interpretă. A venit fostă studentă. A venit în culoarea vierii. Adică... Într-un bordo gustos de baclajană. Aș transforma-o într-un compot de vișine. Și l-ai bea fără încetare. L-aș bea prin nas, ca să intre încet. Doamnelor și domnilor, Irina Ungureanu, go! Nenumărate ori când poți să zbori și te prefaci ca minciună, crezi, nu vrei să mai gândești când simți fior. Inexplicabil recunoști că iubești mii de săruturi, chiar și gânduri.
ceva. Șoptește doar